și bine v-am găsit la Profonac, exerciții de matematică! Bun, bine ne vedem, bine ne vedem, de atât și tema pentru acasă, adică tema cum o gândim noi, da. Nu prea avem noi timp să stăm, da. Nu prea avem timp să ne gândim ce... Ai tu o problemă? Nu știu cum am găsit-o. Ia și eu. Află cutul numerelor. Dacă află câtul dacă împărțitorul este 4, iar de împărțitorul este pe rând. Nu, să nu, dar tu vrei să mă duci acolo în zona aceea. Problema nouă, ușor. Problema nouă, da. Află câtul. Dar câtul știu și ce înseamnă? Nu. Păi da, hai da, să muncim acum tot cu mulțirea asta. Da. Că împărțirea o facem mai târziu. Da. Adică ca să totuși mai pus întrebarea asta, trebuie să-ți răspund, că nu pot răspunde. Uite, 2 ori 3 egal cu cine? 6. Ei, 6 împărțit la 3 grupe, cât ne dă? 6 împărțit la 3? 2. Ei, 2 se cheamă cât. Deci 2 este câtul împărțirii. Cât. Iar ăsta se cheamă împărțitor. Împărțitor. Și ăsta se cheamă de împărțit. De împărțit. Da? De împărțit. Deci ăsta e cel care e la dispoziția noastră să-l împărțim. Ăsta e împărțitor și ăsta se cheamă cât. Da? Deci la întrebarea ta am introdus și noțiunea asta, împărțirea. Deci de împărțitul, împărțitorul și câtul împărțirii. Acum, noi ca de fiecare dată începem lecția cu un mic antrenament pentru tabla mulțirii. Da? O mulțire. O mulțire. O mulțire, mă, dacă o facem, și o facem prin două metode. Prin trei? Facem de două, pentru că dau unul mai ciudat, cu trei cifre. Ia să vedem cum facem asta. Deci, 397 ori 478. E dat tu. Ori? 478. Nu, vedem la ce direct. Vrei viteză maximă? Da. Hai să facem un test de sfârșit. Să vezi că ne ajută și la viteză maximă. Nu. De ce nu? Hai să vedem. Zicem 387 ori în paranteză. 400 așa. Plus 80 așa. Minus... Nu, plus 80? Nu! Am înțeles ce vrei spui tu. 80 minus 2, nu? Da. Păi, dacă să ne ajute să fie așa, zici plus 70, da. Plus 8. Da. Era bună și ideea ta. Da. Da? Era bună și ideea. Plus 70, plus 8, da? Și egal cu. Adică ăsta ori 400. 39.700. Încă o dată 39.000. Nu, 39.700 ori cât? Că ori 4. Ori 4, sigur că da. 39.700, că ai mulțit cu suta, de deci ce ai pus 20? 20. Ai pus 20 ori, foarte tare, foarte tare ești. Ori 4 și plus... Dar putem să scriem de 4 ori. De 4 ori. Da, de ce scriu de 4 ori de acum? Am șmecheria asta cu mulțirea, că de-aia am făcut-o. Nu o să fie la adunarea acolo, pierd timpul, eu ce fac acum? Am pierdut. Plus, ia să vedem mai departe și cât face. Plus 3.970 ori 8. Ori? Ori? Ori 7. Așa. 3.970, că ai mulțit cu 10, cu ori. Ori 7, și plus, în sfârșit, plus 397 ori 8. 397 ori 8.
Deci, dragilor, el nu stă pe gândul să zică 4 ori 100. Aș și mulți cu 100, mi-a zis 39.700 ori 4. Ați văzut acum. Pe urmă, zice 3970, cu 10 amulțește și vreau mai 7, multiplică cu 7 și plus 397 ori 1. E cam mai departe cum. Și acum, hai să vedem exact ce obține. Te rog. Hai să mulțim cu 4, că le așezăm unele sub altele. Hai să le așezăm unele sub altele. Sigur că da. Așa facem. Nu e prea greu. Deci 39.700 ori 4 și te rog să mulțești. 0, 0. Așa. 4, 7, 28. Ești sigur? Sigur. Cum? Ei, explică-mi de ce ești așa. Am făcut 7 plus 7 mai la 14 și că încă în 14, 28. Perfect. 8 și 2. 2. 4, 9, 36 și cu 2, 38. Așa. Și 3 reținem. Da. 4 ori 3. 12. Și cu? 3, 15. Așa, 15. Iată că prima mulțime. Stai să... Ia citește o pică. Să-l citesc. Aștept să-l citești. 1.000.000. Nu, nu, nu. Deci încep mile. Câte mii sunt? 158.800. Deci 158.000. Deci când ai trecut de la punct în, imediat, sunt miile acum. Și poate să fie 58.000, dacă ar fost numai atât. Poți fi numai 8.000, 8.000, 58.000 și 158.000. Da? Ești în sectorul miilor. Mii. Și după ce urmează, știi cum să citești peste, da? Deci este zona miilor. Și dacă ar mai fi în continuare, ar fi, ai intrat în zona milioanelor. Milioane. Deci mii, milioane, milioane, mii și sute, zeci și unități. Da. Așadar, ai obținut? Citești încă o dată, că am uitat eu aici, cum zicem. 158.800. Corect, corect. 158.800 plus, hai să facem și cealaltă. 1.800. Și hai să facem și... plus, hai să facem și cealaltă operație. Corect. 3.970. 3.970, ori? Ori 7. 7. 7 ori 0, normal, 0. Așa. 7 ori 7, 49. 9 și 4 reținem. Da. 7 ori 9, 63. Și cu 4, 67. Așa. 7 și 6 reținem. Da. 7 ori 3, 21. Și cu 6, 27. Da. Cât ți-a dat? 27.790. Vezi? 27.000. Zona milă. 27.790. Plus 27.790. Plus 397. Să mulțim acum. Cu cine? Cu? 8. Da, te las. Ori 8. Ori 8. 8 ori 7, 60. Zi. 56. 7 ori 8 sau 8 ori 7? 7 ori 8, 56. Ești sigur, nu? Da. 8, 7 ori 1. Îi convinge-mă, că ai dubuit-o un pic și la 1. 7 ori 1 vine așa de bine. 8 ori 7. 8 ori 7 vine mai greu, dar 7 ori 8, 56 parcă mai vine la ureche, nu? S-a obișnuit urechea cu asta, așa vrut ea. Așa că tu te poți comuta, n-are importanță. 56. Mai ești sigur? Da. Convinge-mă. Dumneavoastră sunteți? Nu! Hai, cum mă convingi tu că e bine? 28. Da? Plus încă tot de 28. Aaa, că
7 ori 4, 28. 28. Și o dată 28. Și 8 în parte 44. Și 28 cu 28. Așa. 56. Așa. Gata. E convins. Te-ai bazat pe rezultatul din înainte, că 7 ori 4 fac 28, pe care l-am acceptat. Și acum 8 ori 4 și cu 4. Și 28 și cu 28. Foarte tare. M-ai convins. Gata. 56, 6 și 5. 8 ori 9. Acum e ușor. 72. Așa. Și cu 5, 77. Așa. 77. 8 ori 3. 24. Așa. Și cu 7, 31. 24 și cu 7, 31, da? Da. Corect. 3176. Plus 3176. Este o lungă adunare. Este o adunare mai ciudată, da? Cum propui să o facem? Nu prea lungă. 6, pentru că avem 0, 0, 0, da, și bun. 6. Da. 8 cu 9. 8 cu 9. De ce 8 cu 9? 7. 7? Cu 9. 7 cu 9, ei! Cât face? 7 cu 9, 16. Da, 6. Și unul ține minte. Unul ține. Da. Unul ăsta ca să nu-l pierdem. Unul ăsta ca să nu-l pierdem. Unul de aici. 1, 2. Da. Și cu 7. Nu, și cu 7, 9. Da. 9 și cu 8. Așa. 17. 17 și 7. 7 și 1 le ținem. Da. Unul acela să nu-l pierdem. 3, 4. 4. Și cu 7, pentru că cu 7, 11. Da. Și cu 8, 19. Da. 9 și 1 iar le ținem. Le ținem. Aici am terminat cu el, am terminat. Da, am terminat. Putem să o lăsăm deoparte. Deci, acum ne ducem aici. 1 același cu 2. 1 cu 2, 3. 3 și cu 5, 8. 8. 8. Și 1. 1. Corect. Cât a dat? Ia să vedem. Citește tu numărul ăsta. Așteptați să mă... Punem aici. De 3, 3. Așa. 158 de mii, 189 de mii, 766. Foarte tare, corect. Deci 189 de mii, 766 este rezultatul mulțirii. Dar să vedem dacă nu fi greșit. Hai să facem și viteză maximă. Îi punem doar pe spate. Păi, nu știu, dacă am greșit undeva, acum comparăm răspunsurile. Asta nu o să facem. Deci o să spunem 397 ori 478. Dar dacă spun 478, 478 ori 397, nu-i bine? Ba da. Da, ar fi bine să păstrezi așa ordinea, pentru nu, că... Nu, ba da, ba da, ba da. Vrei să o păstrăm sau să schimbăm? Schimbăm. Schimbăm. Că vine mai repede, 7-8. Hai bine. O să vezi tu de ce am vrut să păstrez, dar tu ai vrut să schimbăm, schimbăm. 478 ori 397. 397. Și 10. 7 ori 8, 56. Da. 7 ori 7, 49. Și cu 5, 54. Așa. 45. Da. 7 ori 4, 28. Da. 28 și cu 5, 33. 33. 33 de mii. No. Nu. 3000. 346. 346. Dar nu mai corespunde cu o linie de celelalte. E, dar pe atâta. Asta e. De-aia eu vreau să dau ca în varianta întâi, ca să ne facem un control. Dar tu ai pus așa și așa mers. Înțeles? Tu te-ai bucurat că 7 ori 8. Da. Și acum, deci, 478 a fost mai rapid. Da. Dar ce mă bucur foarte tare că nu mai avem control, rezultatul trebuie să fie la fel. Corect. Hai cu 9 acum.
Punem 0 sub... Așa. Zici, sub ce? Sub 6. 9 ori 8. 9 ori 8. 72. 9 ori 8 sau 8 ori 9? 8 ori 9, 72. Da, 2 și 7. 7. Da. Număr 7, 63. Da. Și cu 7, 70. 0 și 7 reține. Bun. Număr 4, 36. Și cu 7, 43. 43. Nu mai corespunde linia. Nu corespunde, că ai strigat, tu ai vrut așa. M-am strigat. Nu-i nimic, rezultatul trebuie să fie același. Dar trebuie să vorbesc cu mine. Bun. Acum, cu 3. Cu 3 scriem 0 zeruri. Câte 0 îmi pune? 2. 2. Deci suntem la sute. Sigur că da. Pentru un interes de 10. 3 ori 8. Așa e bine. 3 ori 8. 24. Da. 4 și 2 reținem. Da. 3 ori 7. 4. 21. Băi, nu, 24. 3 ori 7? 3 ori 7, 21. Băi, e de 24. Eu nu știu să aleg acum. 21 sau 24? Hai să facem. Așa, trebuie să... Totdeauna, când ești nesigur, niciodată tu să nu pui un rezultat la întâmplare. Deci, cum zici, 3 ori 7, da? Cum faci aici? 5 plus 2. Ai zis, da, foarte tare. Mie nu spui. Mă lași pe unii așa, ca să mă închid aici. 3 ori 5. 21. A spus corect. Ai spus bine, da? 3 ori 5, 15. 3 ori 2, 6. 15 cu 6 fac 21. Da? Deci așa ai gândit, e corect. 21 și cu 2. 21 și cu 2, 23. Da, 3. 3 și 2 reținem. Da. 3 ori 4. 3 ori 4. 12. Da. Cu 2, 14. Dar cum ai făcut la 3 ori 4? Că ai gândit un pic. Spune și mie că și eu curios. Dar am făcut 4 plus 4, 8. Cum că 4 plus 4? Da, mă, așa trebuie să faci. Deci dacă nu, să fii sigur. Pentru că tu, făcând chestia asta în mintea ta, da. Acum, la 3 ori 4, deci 4 de 3 ori, 8, 12. Deci merge foarte repede așa. Dar dacă dai răspunsul la întâmplare, poate ai ghicit, nu. E total greșit. Până când în mintea noastră se așează și 3 ori 4, 12 sau 7 ori 8, 56 sau știu ce toate, da? 4 ori 8, 48. 4 ori 8, 48, da? Cum ai făcut 4 ori 48? Ne-am amintit. Cum ai făcut, mă, chiar sunt curios? Pentru că 7 ori 8, 56. Și scad o 10 și adun un 2 la unități. Înseamnă că nu știu cum ai făcut asta, să mai mai cu surprinși pe mine. 4 ori 7, 4 ori 8, cât fac? 4 ori 8, 4 ori 8. Hai să facem. 4 ori 8. Lasă-ți. Corect. 4 ori 8, 4 ori 8. Scrieți acolo ca să vedem că e 4 ori 8, că după aceea nu mai recunoaște. Nu recunoaște. Nu recunoaște. 4 ori 8, 4 ori 8. Bun, ia să dăm mai bine. Și acum să demonstrăm. Hai să demonstrăm. Cum faci? 4 ori, în loc de 8, cât să zici? 5 plus 3. Și egal cu. Și egal cu. 12. Deci 4 ori 5? A, 4 ori 3. 12, da, 12 plus. 3, 4 ori 5, 20. Așa. Plus 2. 12. 48. 48. Nu e egal 48. Tu ăsta n-aș ai zis. Am spus 6 ori 8. Am spus 6 ori 8. Ce v-am spus? Am spus 6 ori 8. Am spus 4 ori 8. N-am înțeles noi. Gata. Vedem filmul. Vedem filmul. Ne uităm de film. Nu te-am bine. Deci 4 ori 8 cât faci? Da, dacă ai zis 4 ori 8, recunoști, vin ca în fața camerei și spui, am greșit. Poți să spui așa? Deci cât e 4 ori 8? 4 ori 8? 4 ori 8, 32. 32, sigur, da. 32 acum, da. Ce v-am spus eu, domn profesor?
Ăla trebuie scris, că altfel n-avem cum să îl scoatem la capăt. Bun. Tragem linii și adunăm. Da, mai las singur aici? Nu, vă dau rezultatul. Să zic că e corect. Deci, hai, la unități. La unități, 6. Hai, 4 și cu 2 și cu 0, 6. 3 și cu 4, 7. Emoțiile sunt mari. 7. Da, până acum, 7, 6. Da? 3 plus 3 plus 3. 9. 9. Și este 9? Da. Este. 4 și 4, 8. 8. Și 1. 8. Foarte tare. Am ajuns la același răspuns. Trebuie să recunoaștem că ideea de a face și desfășura cu trei numere, pentru prima dată când o facem, n-am făcut niciodată, dar merită. Merită că aici avem ascunsă și mulțirea cu 100, cu 10 și ne rămân doar cele 4, nu? Cei 4 din 400, 4 rămâne după ce mulți cu 100. Deci, desfășurat și în plus avem și controlul ăsta. Nu? Pe două căi, viteză maximă și așa, și să vedem dacă ajungi la acel rezultat. Da. Pentru data viitoare, 5 înmulțiri de acestea. 5? 5 înmulțiri. Ți le dau eu? Da. Păi da, asta e ușor. Nu, am eu singur. Știi de ce? Da, mă încălzit. De ce? Hai să văd de ce ăsta, că ți l-aș da eu. Că mi le dați mai grele. Cu numere mai mari. Cu numere mai mari, acolo, ca să avem ce mulți. Dau eu. Da. Cu tu e zici așa, 100, ori 200. Nu. Și cât s-a costat 200 deodată? Dar așa o faci deodată. 200. Cât? Deci chiar așa, cât fac 200, 100? 200. Cum să fie? Așa, 200. Păi dacă e 200 și mulțim cu 100, hai să zicem așa, 200 ori 100, cât fac? Ia să văd. 0, 0, 0. Deci câte 0 ori? 2. 2 de așa sunt aici. Mai încă 2 de aici. 4. Deci vine 4, 0. 1, 2, 3, 4 și 1 ori 2, 2. 2. Cât a făcut? 20 de mii. 20 de mii. Și tu ești în stare să vine așa. Data viitoare e iar așa. Eu fac 100 ori 100. 100 ori 100, da? Cât faci 100 ori 100? Hai, te rog, te rog. 100 ori 100 egal cu 10.000. 10.000, sigur că da. 10.000 cu 1 ori 1 și 40 ori. Da? 10.000. Da, ia, și tu mai merg tot așa, mă așteptăm. Mie mi-a 400. 325 ori 100. E altă mulțire, nu? Cu 3 cifre și 3 cifre. Gata. Cât face asta? 32.500. Păi ești 2.500. Ia așa de eu. E, vezi de ce nu te lasă să iei tu? Că tu vii cu exemplu de astea și mi-ai făcut un... Așa, că eu te-ți dau eu următoare. Nu. 796 nu. Ori 487 și alta 589 ori 774. Mi le dă de recuvintă maximă? Nu, pe două metode. Ți le scriu așa ca să le ai. Dar două? Sunt 3. 3, 3 a zis. 987 ori 439. Aceste 3 mulțiri făcute prin două metode. Da? Și ne ducem și să ne apucăm de problema noastră. Să vedem cum compune problema. Că ieri am rămas acolo, am rămas cam suspendat. Hai, lasă, să punem aici. Prima e scris-o? Da, prima. Care? Nu am șters. 789 ori 9874. Aha, 789 ori. Ia, care-l pe face. Așa. Ai scris? Acum. Gata. Păi,
Ieri am pornit noi la treabă să le explicăm prietenilor noștri cum se compun protele. Cu un caier și cu un spilou, cu chestia aia. Înțeles. Da? Deci, practic, noi ne fixăm de la început prețul, da? Și compunem problema știind prețurile. Da. Hai, te rog. La un caiet stabilește tu prețul. Caietul costă? Un caiet costă 100 de lei. Hai, nu chiar 100 de lei. Un caiet de 100 de lei nu prea. 12. 12 lei. Uite, 15. Poate. 15, că mi-e ușor. 15 lei. 15, nu mai... Stilouul costă? Un stilou? Dă-te un preț, le-ai cu chestia asta, ca 5 să... 5 lei. Stilou de 5 lei nu prea am auzit. 10 lei. Nu, am prostit. 15 lei. Nu, nici. 20 de lei. Nu, mă, 23 de lei. Nu, 25. 27. 27 lei. Dar mergem amândoi, nu nici atât. 27. Acum, zice, trei caiete și patru stilouri costă trei caiete. Trei stilouri, 45 de lei. Deci trei stilouri, o secundă, trei caiete cât costă? 45 de lei. Așa, 45 de lei, e deasupra. Patru stilouri ar cât costă? 4 stilouri. 27 ori 4. 27 ori 4, sigur că da. 27 ori 4. Și cât face? Pentru calculul ăsta. 108. 108, 47, 28. 108. 108. Și acum am dat dumele. 108 și 45? 5 cu 8, 13. 3, așa. Și 1 le ținem. 5. 5. Și 1, 153. 153. Iată, 3 caiete și 4 stilouri costă 153. Exercițiu. Da? Deci 3 caiete și 4 stilouri costă 153 de lei. Vezi? 153 nu s-a dat un număr la întâmplat și a făcut calculul în poliție. Nu știu bine. Stai că le-am pus 153 de lei. A, așa. Acum, să zicem, 5 caiete și 2 stilouri, 5 caiete și 2 stilouri costă... De ce 2 stilouri? Așa mai bine mie să iau, să vedem dacă... Mai puteai spunem 5? 5 stilouri? Da. Lăsăm cu două, ca să vezi care și șmecheria mea în minte. Acum să o spun imediat. Da? Hai să vedem. Două caiete cât costă? Cinci caiete costă cât? Cinci caiete? Da. Dacă trei e 45, mai adăugăm că 30, 75. 75. 75. Adică spun 75 aici, plus. 2 stilouri? Cât? Așa. Gata, 129 total. Total 129? Da. Adică cât vine la 2 stilouri, ca să mă înțeleg și eu aici? 27 și cu 27 face? Face 54. 54. Și când adun aici, ai zis că face 129. Gata, șterg. Nu știi nimeni ce am făcut aici. Da, da. Acum spun, dăm problema. 3 caiete și 4 stilouri costă 153. 5 caiete și 2 stilouri costă 129 de lei. Cât costă un caiet și cât costă un stilou? Un caiet egal cu cine? Nu știu ei cât trebuie să ajungă la cine. Ștergem și noi de aici. Nu o văd nimeni. Eu încredeam. Deci, un caiet costă, deci la ce rezultat trebuie să ajungă la 15 lei? Și, nu, la 27 de lei.
stilou, la 15. Da? 15 caietul și 27 stilou. Și acum, cât costă un caiet și cât costă un stilou? Cam atât? Atât. Asta e întrebarea, asta e problema. Nu știm. Noi nu știm. Noi știm. Băi, nu știm de acum, gata. Mi-a dat-o cineva. Venind de pe stradă, cineva mi-a dat problema asta și acum trebuie să o rezolvăm. Te rog, unde-ți vine ție să te faci la film? Da, o să am un 2 și nu pot scad pe niciuna. Dar unde-ți vine ție ușor să... La caiete. La caiete nu prea-ți vine la îndemână, dar cauți tu pe unul ăla, dar nu-l găsești. Dar ca să fii la fel, la caiete nu merge treaba foarte repede. Dar la stilouri n-ar merge. Ce să-i facem noi? Pe care relații să o modificăm și să apară același lucru? Pe a doua. Pe a doua. O mulțim cu 2. Asta e, mă. Adică 2 ori 2, 4. De asta am dat eu 2. Da? Deci mulțim pe a doua cu 2. Sigur că da. Și atunci ce devine? Primul o lăsăm nemișcată. Deci la prima nu lucrăm din loc. Nu lucrăm deloc, ești atunci. 3 caliete, plus, o scriem, plus 4 stilou, ca să vadă toată lumea, egal cu 153, ne trebuie ca să facem comparația. Și, nu, acum, să scriu. Caliete, plus 4 stilouri. Tu ai și tu acolo, că spui că ai celălalt. 3 caliete, plus 153. De acolo trebuie să te uiți. Că doar ai înțeles șmecherea. Și a doua, ai doua zis că puțin cu 2 toate. O face 10. 10 caiete. 10 caiete plus 4 stilouri. Costă? Costă, mărim și prețul. Și sigur, dublăm și prețul, neapărat, totul peste tot. Am dublat. Cred. 158. 258. 258. 258. Bravo. Bun. Și acum, clar. Din care scădem pe care? Din care scădem? Pe aia de jos, pe aia de sus. Da, din asta de jos pe cea de sus. Pentru acum că... merge. Oh, foarte tare, am gândit-o cu atenție. Adică, nu, dar... adică 258 se poate să scădem din el, nu? 153 merge. Sigur că da. Bun. Și acum din asta scădem pe cea deasupra. Deci la stilouri n-avem treabă. La stilouri punem bară, n-avem treabă. Eu? Caiete câte sunt aici? 7 stilouri. 7 caiete. 7 caiete. Costă? 7 caiete egal cu... Hai. Hai, 8 minus 3. Din asta de jos scădem ceea ce... 8 minus 3, 5. 5. 5 minus 5. 5 minus 5, 0. 2 minus 1. 2 minus 1, 105. 105. 7 caiete costă 105. Dă un caiet cât costă. Aici e povestea noastră. 7, 8. Adică trebuie să facem... 15 lei. Dar de unde ce ești primul? Ești aici înainte. Păi, dar nu omul cu prostile astea. Hai să spunem așa. Un caiet egal 105 ăsta. Trebuie să-l împărțim la... 7. Da. Și noi nu știm să facem împărțirea. Ne gândim așa. Măi, dacă ar fi 70. Da. Dacă ar fi 70. Dacă ar fi 5, s-ar împărți. 10 ori 7. Hai să rupem pe 105 în două părți. Deci 105 egal cu 70 plus 35. Da, îmi place. Bun, e idei deșteaptă asta. 105 egal cu 70, 105, egal cu 70. Trebuie să ne descurcăm, că noi suntem în situația, nu știm să facem. 35. Și acum zicem, 105 împărțit la 7. Nu, gata, acum este bun să rezolvăm. O scădea pe... Egal cu 70 plus 35.